Guvernul și-a angajat răspunderea asupra proiectului de lege privind descentralizarea către autoritățile locale a unor instituții din administrația centrală. O serie de servicii și direcții din domeniul sănătății, agricultură, mediu, cultură, tineret și sport vor trece în subordinea consiliilor județene. Despre reforma statului român s-a discutat foarte mult, iar prin acest proiect de lege USL reușește să pună în practică un serviciu public mult mai apropiat de cetățean, care se află în coordonarea directă a aleșilor locali votați de cetățeni. Economisirea unor resurse financiare și o activitate cu mai puțină birocrație și mai puțină corupție. Principiile ce stau la baza acestui proiect de lege pe care guvernul îl propune acum au fost supuse spre dezbatere publică națională, specialiștilor, organismelor profesionale interesate și societății civile. Acest proiect aduce reguli mai clare, surse de finanțare pentru autoritățile locale, răspunderi mai ferme pentru autoritățile locale. Care sunt avantajele promovării acestui proiect de descentralizare? Sunt următoarele: scurtarea lanțului decizional datorită unei capacități de reacție și intervenție mai bună la nivel local, un proces administrativ mult mai operativ, aprobările se obțin mai ușor, se evită blocajele și întârzierile, se reduc distanțele administrative, în acest sens distanțele străbătute de cetățean sau chiar de aleșii locali se reduc. Cetățeanul nu mai este curierul sistemului administrativ. În conferința de presă susținută astăzi, deputatul Nicolae Florian a subliniat faptul că în urma descentralizării sunt instituții și structuri ce nu vor intra în reorganizare. Este vorba despre poliție, Agenția de Prestații Sociale, porturile și cinematografele. În ceea ce privește salariații implicați în acest proces, numărul lor ajunge la aproape 14.000 și vor fi preluați din subordinea ministerelor cu toate drepturile și cheltuielile de personal aferente de către instituțiile descentralizate care vor intra în subordinea autorităților locale. Despre obiectivele politicii bugetare din 2013, dar și despre bugetul anului viitor și cum au fost repartizați banii, ce ministere vor primi mai mult și unde vor ajunge mai puțin bani, aflați de la deputatul Nicolae Florian, imediat după jurnal, într-o ediție specială.